Carnea de mangalița, noua vedetă a meniului de Crăciun. Un kilogram de ceafă poate costa și 100 de lei. Crăciunul se apropie, românii își fac planuri pentru masa de sărbători, cât mai bogată și cât mai pretențioasă, așa cum ne-am obișnuit de mici copii. Iar carnea porcului de mangalița bifează ambele criterii. În plus, carnea de mangalița este considerată chiar mai sănătoasă decât alte produse din carne de porc. Producătorii spun că în perioada sărbătorilor de iarnă vor crește prețurile cu aproximativ 10%. În tobă se bagă ce este mai bun de obicei, adică tot ceea ce înseamnă carnea de la cap mai este carnea de la gușă, explică un producător local. Gustul le aduce aminte clienților de vremurile de odinioară și tocmai de la bunicul a primit moștenire și rețeta care adună acum întreaga familie în jurul mesei. Rețeta o am de când făceam tobă cu bunicul, eram pe la 18 ani pentru că atunci a fost vârsta la care ne-am despărțit de bunicul fizic, dar el este prezent tot timpul în rețetele mele, mai spune producătorul. De altfel, oamenii spun că acest tip de carne este mai sănătos decât altele. Este mai naturală, știu, este mai sănătoasă, mai ales pentru noi care mai avem boli cardiovasculare și chiar dacă este mai scump, preferăm să cumpărăm, spune un consumator. Porcul de mangalița poate fi crescut industrial cu furaje concentrate, iar carnea sa nu conține atât de multe toxine ca alte tipuri de carne. Prețul este și el unul pe măsură. Spre exemplu, un kilogram de ceafă poate ajunge până la aproape 100 de lei, iar salamul la peste 70 de lei. Producătorii anunță faptul că în perioada sărbătorilor prețurile ar putea crește cu până la 10%, relatează știrdecluj.ro.